Oh, bună! Cine vrea pizza? Vrei, dragă? Să începem cu pepperoni. Oh, da! Scăr, boss, ce? Următoarea! Să o gustăm! Chiar mai rea! Următoarea! Ce ziceți de quattro formaggi? Dă-mi! Asta e ultima ta șansă! Da, e bună! O vom lua! Ia, minunat! Un dolar? E extraordinar! Vă mulțumesc pentru achiziție! Pa, pa! Să mergem, dragă! Dragă, vrei să asculti muzica? Doar o secundă! Am nevoie de bormașina ta! Bine! Voi construi totul chiar acum! Ce? Dau drumul la muzică! Oh, da! Melodia noastră preferată! Micuța mea ciudată! Hai să dansăm! Ești atât de romantic! Gata, acum putem mânca! Ia loc, iubirea mea! Pizza noastră! Oh, nu! Șobolan rău! Scapă de el! Cu plăcere! Unde e? Prinde-l! Acolo! Șobolanul a mers pe acolo! Stai așa, mă voi ocupa eu de asta! Acolo, acolo! Prinde-l! Unde e? Ai ratat! De ce te-ai oprit? Ce faci? Nu te mișca! Stai așa! Unde este? L-am omorât? Dragă! Da, dragă! Capul meu! Îmi pare rău, dragă! De asta avem nevoie? Un ucigaș de șobolani! Absolut! Iată-le! Privește și învață! Fă ca mine! Wow! Lasă-mă să încerc! N-a funcționat! Nu-ți face griji? Ai nevoie doar de practică! Tati! Am adus milkshake-uri pentru fetele mele! Mulțumesc, dragă! Fără paie! Oh, da! Acolo e victima noastră! Ce mai aștepți? Am totul pregătit! Grozav! Dă-mi-le! Să începem! Voi lega aceste doze chiar aici! E un truc vechi! Domnule Delight, totul e gata! Am înțeles! Merg! Ce? Cine e ăsta? Dragă, pune-te în patru labe ca un câine! Oh, corect, am uitat! Oh, un câine! Ah, ce-i asta? Mamă, tată, unde mergeți? Bună, fetițo! Vin cu noi! Dragă! Oh, nu! Unde e fica noastră? A fost răpită! Monștrii! Păi, salutare! Bine ai venit în casa noastră! Ce? Cine ești? Nu vreau! Are greșeală! E închisă! Oh, nu! Oh, da! Vino înapoi, pârștoaico! Oh, ce pisicuță obraznică! Pune-ți ghearele deoparte! Iată planul nostru! Ce? Avem o problemă cu șobolanii! Îi vei prinde! Apoi te poți întoarce la familia ta! Bate-mi palma! Oh, corect! Nu te poți mișca? Bine, sunt de acord! Oh, minunat! Oh, începe degetul furiei! Grăbește-te! E emisiunea noastră preferată! Urmăriți degetul furiei! Săptămâna trecută, degetul nostru a distrus brutal un chip de cartof. Wow, l-ador! Să vedem dacă degetul furiei poate învinge 5 chipsuri suprapuse. 5? No, 10 chipsuri! 10? În niciun caz! Degetul furiei, ești gata? Oh, da! Uitați-vă la asta! E ca o joacă de copii! 10 chipsuri nu înseamnă nimic!
degetul victorios! E timpul să trec la treabă! Voi găsi acel șobolan? A lăsat urme! Cu indicii urât-mirositoare! Oh, salutare, prieteni! Ați văzut șobolanul? Comentați mai jos unde se află acum! Oh-oh! Uite gaura! Degetul furiei! Degetul furiei! Aha! O să te prind! Ce? Șoricelul greșit! Bună ziua! Fica mea a dispărut! Ați văzut-o? Desigur! Intră! Uită-te în sufragerie! Isicuța mea! Oprește-te! Nu! Te-ai uitat! E suficient! Ce? De ce? Ar trebui să... Pisicuță prostuță, știm ce să facem cu tine? Am învățat pentru asta. Ei, ce faceți? Să testăm toate memele cu pisici. Folie de aluminiu. E hilar. E la fel ca în videoclip. Urmează, castravetele. Ce? Ce faceți? Uită-te acolo. Incredibil. Asta e un șlap. Este corect. Atât, pleacă de aici. Pa, pa. Suntem atât de răi. Voi folosi momeala. Ieși, șobolanule. Ha, te-am prins. Nu pot să fugi acum. Ce? Asta e portofelul tău. Ăștia sunt părinții tăi. Și mie mi-e dor de familia mea. Te înțeleg perfect. Bine, du-te acasă. Ești liber, mult noroc. Alegerea greșită. Știi ce să faci, dragă? Oh, nu, asta arată rău. Ai mari probleme pentru că ai lăsat șobolanul să plece. Ce? Acum intri în cușcă. Nici măcar nu încerca să scap. Nu, te rog, nu! Degetul furiei! Grăbește-te! Da. Urmăriți Degetul furiei! În acest episod vom vedea dacă Degetul furiei se poate descurca cu 10 roșii cherry. Degetarul furiei îi vine în ajutor. Începe acțiunea! Prima roșie a fost distrusă. A doua. A treia. Wow, pe fica mea! Ajută-mă! Poți sparge încuietoarea! Poți avea încredere în mine? Ce? Trebuie să mănânci mai întâi. Ok. Iată cheia. Wow, mulțumesc. Degetul furiei. Bine, îmi eliberez eu fica. Tu ocupă-te de aia doi. Sigur. Nu atât de repede. Bine, voi avea nevoie de un morcov mai mare. Mergi undeva? Bună. Urechile mele. Ce? Grăbește-te, tată. Uite cine e aici. Aruncă fierăstrăul. Bine, vin cu tine. Oprește-te. Bine. Stai. Să mergem. Pa. Să mergem, dragă. Strivește-l. Capul meu. Ești micuța mea malefică. Tu ești micul meu ciudat. Ei, tu, atac cu vitamine. Atât. Nu-ți face griji, scumpă. Îi voi adormi. L-am distrus. Oh, degetul furiei. Atât. Plec singură de aici. Nu pot. Voi încerca să-i adorm. Nu pot. Asta e pentru tine. Mulțumesc, șobolanule. Ești un prieten adevărat. Oh, da, am reușit. Bine, sunt gata să lupt. Hai. Hai, pisicuță rea. Du-te și uite de la desene animate. Uite, e un șoarece. Sau vei sărși ca tatăl tău. Bine.
Am o idee. Șobolanule, mă poți ajuta? O putem face împreună. Chia! Minunat! Suntem o echipă de vis. Dublă lovitură. Domnul șobolan. E timpul să ne ocupăm de acest șobolan odată pentru totdeauna. Omoară-l! Oh, nu! Tati, trezește-te! Unde sunt? Oh, un șobolan! Mulțumesc pentru cină! Nu, tată! Ăsta e prietenul nostru! Să mergem acasă! Ah, ce s-a întâmplat? Oh, nu! Am întârziat! Hei, trezește-te! De ce nu m-ai trezit? Voi întârzia la muncă! Dragă? Cine e acolo? Sunt eu! Oh, noua noastră bună! Bună ziua! Mă bucur să te cunosc! Intră! Copii, iarăși stricați gadgeturi. Faceți cunoștință cu noua voastră bună, domnișoara Delight. Copii, sunteți terminați. Tată, uite, e înfiorătoare. Copiii au rupt păpușile. Tată, ia a fost. Nu îndrăzniți, paraziți mici. Sunt în întârziere. Domnișoara Delight, bine ați venit acasă. Portați-vă frumos. Nu, tati. Nu e nimeni aici care să vă ajute. Liniște, n-aveți voie să țipați. Liniște, fără jucării în casă. Toate jucăriile ajung la gunoi. Obiecție respinsă. Totul merge direct la coșul de gunoi. Nu! Îmi adori jucăriile. Liniștește-te, îl sun pe tata. Telefon? Ups, s-a stricat. Iată un mop, șobolanilor. Faceți curat. Voi duce gunoiul afară. Are o inimă de piatră. Ascultă, frate, am un plan. Sună bine. Hei, domnișoară Delight, îmi puteți arăta modul corect de a curăța podeaua? E în regulă? Cât de prost poate fi cineva? Dă-mi mopul, nu știi absolut nimic. Cine ar fi crezut? Așa. Frumos. Ai înțeles? Ia mopul. Ești o profesoară remarcabilă, Miss Delight. Da, a funcționat. Frate, suntem o echipă de vis. Jucăriile mele. Acum sunteți în siguranță. Toate jucăriile vor fi distruse. Oh, dragă. Jucăriile tale nu vor fi niciodată în siguranță cu Bona prin jur. Cum să le ascund? Am un plan complicat. Vom construi camere secrete pentru jucăriile tale. Prima aici. Nu, e prea ușor. Chiar aici. De unde începem? O vom ascunde în dulap. E prea evident. Oh, știu, o boxă. Nu va căuta nimeni jucăriile acolo. Abia aștept să transform o boxă într-o ascunzătoare. Vrei să folosești asta? Bine, cum zici tu. Să măsurăm polistirenul. Ai o bandă de catifea. Și vopsesc cu roșu bețișoarele de înghețată de lemn. Patul de supereroi e gata. Minunat! Să decorăm camera secretă a lui Spider-Man. A ieșit confortabil. Ascunde-te, Spider-Man. Sper să-ți placă camera secretă. Fabulos! Punem boxa înapoi la locul ei, astfel încât să nu-și dea seama Bona de nimic. Bă, ce groapă de gunoi. N-aș strica puțină curățenie? Oh, e și un rezident puturos. Wow, fata visurilor mele. Hei, domnule Tomberon. Marminut. Asta e pentru tine, doamna mea. Da, ca și cum asta s-ar fi putut întâmpla. Înapoi. Cară-te. Astea nu sunt jucării. Ați vrut să mă păcăliți, copiii răi? Slabe șanse. Ar trebui să ascundem restul jucăriilor cât mai curând posibil. Trebuie să mă gândesc puțin. Ah, știu. Ține cărțile. Le punem pe tocit sau ce?
tocit? Nu, vom face o ascunzătoare. Avem nevoie de carton și foarfece. Vopsim cartonul pentru a fi nuanța lui Dog Day. Tai materialul. Lipește colțurile, frate. Așa, camera e gata. Dog Day, aceasta este ascunzătoarea ta. Relaxează-te, pune-l pe raft. Aici e zidul de protecție. Scutul din cărți e activat. Haide, liftule, haide! Se întoarce! Trebuie să opresc! Haide! Închide-te! Ține liftul! În niciun caz! La revedere! Ia, în sfârșit! Voi opri curentul și Bona va rămâne blocată în lift! Doamne, nu sunt suficient de puternic! Ce? Am nevoie de 30.000 de aprecieri! De unde le iau? Ce trebuie să fac? Ei, prieteni, vă rog ajutați-mă! Apăsați butonul de like, vă implor! Ca să o pot opri pe Bona! Vă rog! Hai, apreciați acest videoclip! Nu am reușit, nu sunt suficiente! Sunt aici! Putem face asta împreună! Care-i treaba? Cine a stricat liftul? La naiba! Va trebui să ies de aici singură! A fost prea greu să dați like videoclipului? Haide, pune-o în colț! Aha! Planta va trebui să se miște! Avem nevoie doar de un ghiveci, o podea moale în interior, un pat pufos, perne roz și un animal drăguț! Grozav! Catnap, am face orice pentru tine! Bate palma! Încă o jucărie ascunsă cu succes! Nimic nu funcționează! Nu mai contează, am un nas în mânecă! Tocul meu! Nu mă dezamăgește niciodată! Bine, trebuie să urc pe scări de acum înainte. Unde putem ascunde o ultimă jucărie? În frigider? Oh, cuptorul cu microunde! Repede! Jos, Pica! Minunat! Micuților! Hei, dădacă! Plecați! Stai aici, vierme mic! Unde sunt? N-am nicio idee despre ce vorbești. Așteaptă până afli. Nu! Ce faci? Fascinant! De ce e acolo? Dacă aș fi o jucărie, unde m-aș ascunde? Va fi o poză. Într-o pernă. Nu, nu e nimic. Plantă, ascunzi ceva? Nu? Nu mai contează. Ce e în boxa noastră? Oh, da! Hei, păianjen! Te-am prins! Prima mea victimă! Uite, e o poză cu tine! Te-am prins! Oh, înapoi la căutare! Frate, ieși afară! Navigare lină! Oh, da! Unde ar putea fi catnap? Ah, pe aici! Nu, îmi va lua o veșnicie. Oh, am o idee. Vino cu mine, cățelușule. Am nevoie de ajutorul tău. Ce? Unde este câinele meu? Dora! Minunat! Urmărește indiciile. Găsește pisica pentru mine. Caută aici. Frumos! Cora, ai fost de mare ajutor! Du-te! Oh, hei, catnap! Te simți ca acasă acolo, nu? Încă una prinsă! Au mai rămas două! Unde ar putea fi ascunzătoarea? No! Nimic! Nada! Unde au ascuns-o? O, stai! Ceva nu e cum trebuie. Cărțile. Cred că am găsit-o. Hei, trezește-te, Dog Day. Vii cu mine. O ultimă jucărie. Sunt pregătită să o găsesc. Nu, nu e aici. Nici aici. Oh, ce e aici?
fața mea drăguță. Veți plăti pentru asta. Ești o bună foarte rea. Bine a jucat, frate. Sunteți terminați. Alo? Oh, ne descurcăm foarte bine. N-ai de ce să-ți faci griji, lipitori mici. Ce e în neregulă cu telefonul meu? Ciudat. Cred că știu. Aici se ascunde. Chiar acum. Au! Oh, nu! Nu, nu, nu! Bună treabă! Jucării! Liniște! Curățenie! Jucării! Liniște! Hei! Îmi dai voie să ies? Mult noroc! Îmi urăsc locul de muncă! Domnișoară! Ai grijă! Dragule, cheamă liftul! Oh, nu mă pot mișca! Sunt o mulțime de pachete! Asta e al tău! L-am prins! Oh, tati, liftul s-a închis! Ajutor! E frică! Lasă-mă să ies! Fiule, e blocat în lift! Tati vine în ajutor! Hai, deschide-te! Fiul meu a dispărut! Detective Pikachu, salvează-mă! Copilul meu lipsește! Nu sunt detectiv, acum el este. Detective, ajutor! Copilul meu lipsește! La dispoziția dumneavoastră! Aici s-a întâmplat! Liftul era gol! Fiul meu lipsește! A fost răpit! Trebuie să mă ajuți! Taci. Stai așa! Oprește-te! Rosa, ia o pauză, tati! Detectivul Pikachu se ocupă de caz. Investigarea locului infracțiunii este prioritatea numărul 1. Nu există niciun indiciu. Curat, fără pată. E fascinant. Harta locuitorilor. Bine. E cam suspect. Oh, hei prieteni! Cine credeți că l-a răpit pe Kane Junior? Comentați cu răspunsurile voastre mai jos. Kane Junior lipsește. Ei bine, să verificăm etajele unul câte unul. Începând cu Catnap la 5. Detectivul Pikachu va rezolva cazul. Ce s-a întâmplat? Cine ești? Ce se întâmplă? Suspect! Sunt detectivul Pikachu. A? Ești principalul suspect în cazul răpirii lui Kane Junior. Despre ce vorbești? Nu pune întrebări poliției. Ești arestat. Ce? Dar eu... Gura mică, îți spun eu ce s-a întâmplat. L-ai răpit pe copil. Aș fi frumos dacă aș avea dinți adevărați. Dinții sunt cel mai mare vis al meu. Am o idee. Kane Junior, îi voi lua dinții. Vor fi ai mei. Oh, da. Așa că te-ai dus să deschizi ușa de la subsol. Ai oprit liftul, King Junior e blocat. Atunci ai deschis ușa liftului și l-ai adormit pe băiat. Ai luat copilul. Oh yeah. Și te-ai pregătit pentru defaltarea dinților. Dintr-o dată, ai auzit soneria care ți-a dat planurile peste cap. A trebuit să-l ascunzi pe băiat în dulap și să-mi deschizi ușa. Deci, spune-ne, unde l-a ascuns pe King Junior? E în dulap, nu? Ce? Unde s-a dus? Am văzut sângele cu ochii mei. Făceam o plăcintă cu vișine. Era gem peste tot. Gustă, detective! În mod clar, o plăcintă. Teorie respinsă. Și ce zici de niște plăcintă? Nu, mulțumesc. Deci, a plecat detectivul. Da, abia aștept să ne întoarcem la planurile noastre malefice. Ei bine, următorii suspecți ar fi Spider-Man. Hei, cine ești tu? Ce se întâmplă? Dovezile din sac. Detectivul Pikachu, zâmbiți.
Sunteți acuzați de răpire. Ce? Vom avea nevoie de o explicație. Asta s-a întâmplat. Ei, dă-ți masca jos. Arată puțin respect. Taci, îți voi spune totul. Au, e cald. Dragă, cine e gata? Delicios, ce? Intuiție de păianjen. Un copil este în pericol, grăbește-te. Vin, dragă. L-am prins. Doamne, e prea greu. Lasa mea nu-l poate ține. Ups. Ajutor, deschide. Sfinte fum. Bietul copil. Ar trebui să distrugem dovezile, astfel încât să nu fim suspectați și să trecem peste asta. Ați scăpat de corp. Știu unde l-ați pus. În sacul de gunoi. Să vedem. Ce faci? Tocmai am terminat de făcut curățenie. Aha, e pe aici. Ops, cred că m-am înșelat. Această teorie nu este bună. Hei, break mari. Ne recompensez pentru asta. Scuzați-mă, trebuie să plec. Cine curăță toată asta? Nu mai aruncați cu gunoi. Deci, următorii suspecți sunt la etajul al treilea. Hai să le facem o vizită. Scuze-mă! Fruntea mea! A, dragă! La revedere, Kissy! Și tu! Ți-o o probă! Aha, am avut o bănuială. Detectivul Pikachu la datorie. Zâmbiți! Sunteți arestați pentru răpirea copilului lui Kane. Suntem nevinovați! Deci, vă voi spune ce s-a întâmplat. Erați cei mai populari din zonă. Asta până când a apărut bebelușul Kane. Suntem mari fani. Dar cu noi cum rămâne? Ești cel mai bun. Adorăm circul digital. Erau fanii noștri. Uită-te aici. Circul digital devine popular. Ratingurile noastre se sparg. Ce trebuie să facem? Eliminăm concurența. Ajutor! Dragule, te-am prins. O să te mai vadă nimeni. Dați-mi drumul. N-am făcut nimic rău. Ratingul a crescut. Grazav, să scăpăm de el. Un motiv perfect. Nu am nicio îndoială că sunteți responsabili. Vedeam. Stai puțin. Nu e bebelușul King. Persoana greșită. O altă teorie incorrectă. Ghinion, ați scăpat. A fost pe aproape. La naiba, am rămas doar etajul al doilea. Oprește-te cu sunatul. Care-i marea problemă? Detectivul Pikachu, unde sunt dovezile? Bine, faceți o poză pentru caz. What? Nu e mare lucru, apasă butonul. Bine, sunteți arestați pentru presupusă răpirea unui copil. N-am făcut-o. Liniște, asta s-a întâmplat. Ați încercat să deschideți ușa, dar nu a funcționat. Ups, nu am vrut să stric circul digital. Ce se întâmplă? Trebuia să fiți în camerele voastre. Stați departe de ușă. Bastonul. E ce ne trebuie. E clar? Da, domnule. Iată planul. Odată ce luăm bastonul, suntem liberi. Nu din nou! Nu e nimeni? Ei, dăm bastonul, micuțule! Ba, minunat, am pus mâna pe el! Da, grăbește-te, Kaufmo! O clipă, voi crea o cale de ieșire pentru noi! Libertate! A funcționat! Ups, vine cineva! Ascunde toate dovezile acum! Asta e povestea, anchetă finalizată! Nu, nu am fost noi! În niciun caz! De ce? Ați făcut-o? Uită-te la noi! Suntem la fel ca întotdeauna, nu ne-am schimbat deloc! Deci nu ați fost voi! Exact! La naiba! Sunteți siguri? În totalitate! În totalitate! Ah, la naiba! Ce se întâmplă dacă găsesc dovezi? Adică, există vreo șansă? Nu! Of, nu e nimic. Ținte, Pokeball, toate teoriile au fost infirmate. Oh, hei, scuză-mă, l-ai văzut pe Kane Junior?
Cam scund, are mulți dinți. Poate o jachetă roșie, ochi mari. Nu, nu. Mă tem că nu l-am văzut. Cățelușa mea, salvează-o! Oh, prieteni, vă rog, ajutați-mă să-mi salvez cățelușa. Dați acestui clip 50.000 de aprecieri pentru a deschide ușa liftului. Da, bună treabă! Suntem aproape, vă rog! Mai multe like-uri, vă implorăm! Viața mea, cățelușă! Prieteni, sunteți uimitori! Ești un psihopat! Unde e copilul la urma urmă? Te trezește odată! Ei, trezește-te! Ai putea să mă ajuți cu ancheta! O cameră de supraveghere în lift! Cum am trecut-o cu vedere? Urmează-mă! Ce faci? Suntem pe cale să vedem totul. Conectez camera la telefon. Ce s-a întâmplat cu adevărat aici? Ușa liftului s-a închis. Copilul a dispărut. Unde este fiul meu? Verifică acasă. Fiule? Petrecerea e beton, prieteni! Ups, vine tata! Pa, prieteni! Bună, tata! Ți-am spus de 1.000.000 de ori că nu te poți juca cu bastonul. Nu, tati! Mulțumesc, detective! Trebuie să vorbim. Vecinii fac din nou zgomot. Bine, să ne întoarcem la plan. Avem nevoie de această fată. Hai să începem! Trebuie să fie pe aici. Ai nevoie de o mână de ajutor? Pupăruza! Hei, băieți, vreți să ne jucăm? Ha? Un yo-yo? M-a prins! Fiți plăcute! Destul cu fumul? E corect! Săracul pisoi! Nu-ți plac aspiratoarele? Gânda curât! Nu știi ce te așteaptă! Oh! Oh, capul meu! Oh, dragostea mea! Cea mai frumoasă creatură din univers! Te iubesc! Hei! Mulțumesc pentru yo-yo! Prietene, ar trebui să plecăm! Haide! Acasă! E atât de uimitoare! Buburuza mea de vis! Ia, trebuie să fac ceva în legătură cu asta! Îmi place fiecare punct negru de pe tine! Codițele tale mov mă nebunesc! Hei, omule, trezește-te! Ai nebunit total din cauza iubirii! Buburuză! Oh, dragostea mea! Nu! No! Uite, inima mea ți-aparține. Cartea iubirii mele. Voi face un altar al iubirii pentru tine, buburuță. Ești zeița mea. Catnap, ce faci? Sunt îndrăgostit până peste cap. Asta ar putea fi o vrajă de iubire. Ai nevoie de o gustare. Uite, mâncare pentru pisici. Îți place? Oh, buburuză! Ești bine? Ai febră! Ce? Febra iubirii? Bine, pisoi! Uite, aceasta este misiunea noastră. Îți amintești? Dinții de lapte! Buburuză are dinți foarte frumoși. Vino! Uite, planul nostru dentar secret. Frăm dinții copiilor și îi dăm animalelor fără dinți. Haide, Catnap! Vino-ți în fire pentru numele lui Dumnezeu. Dragoste, dragoste, dragoste. Yes!
ales pe Buguruză. Termin odată. Gata. Au! Ce? Gândac urât, o voi distruge. Să mergem să luăm dinții. Catnap, te-ai întors. Destul cu chestiile de porumbei îndrăgostiți. Să mergem să luăm dinții copiilor. Hai! Da. O jucărie! Stai așa, unde mergi? Vino mai aproape, dulceață. Hei, ține-o strâns. Bună treabă. S-au întors. Animale fără adăpost. O vrem pe fată. Mi se face rău. Libertate! Asta chiar a durut. Îmi pare rău, omule, nu am vrut. Capul meu! Buburuză! Dragostea mea! Să discutăm planul! Tu ești responsabilă de câine. Mă ocup eu de pisoi. Cine e acolo cu tine? Pisoiul meu dulce! Ține-ți labele pentru tine! Ea e prietena mea, nu Dog Day! Mă voi ocupa eu însumi de asta! Destul! E timpul să-i despărțim! E suficient, băieți? Ăsta e al tău! Un pupic? Ia-ți pisoiul! Îl vreau pe al meu! Hai să ne luptăm, cățelușule! Buburuză, haide! Buburuză, ești genială! Buburuză! Pe cine susții, frate? Ops, greșeala mea! Gândecel, ai nevoie de o pauză! Da, dragă, trece în sac. Oh, nu! Te rog, nu! Nu vreau să intru în sac. Știi, nu mai contează. Dacă videoclipul primește 50.000 de aprecieri, te eliberez. Prieteni, dați like acestui clip chiar acum. Așa, hai să mergem acasă, omule. Buburuză, doamne, am inima frântă. Du-te și prinde-i, fugi. Sunt blocat aici. Acesta e locul meu. Plec. Buburuza mea, nici măcar nu am apucat să-mi iau rămas bun de la ea. Romeo, m-am săturat de tine. Care e parola? Nu trage cu ochiul, treci înapoi în sac. Și tu, vino. Buburuza mea, e atât de drăguță. Ia, sunt obosit. Ce se întâmplă aici? Îi voi dovedi dragostea mea. Într-o zi vom avea copii. Buburuze pisoiași drăguți. Știm ce să facem cu tine. Hai să luăm dinții. Mâncăm? No. Ia loc. De ce? Stai liniștită și gura mică. Un masaj va face ca dinții de lapte să cadă mai repede. Îmi place! Frumos! Mai vreau! Nu cad dinții! Omule, destul cu masajul! Știu de ce ai nevoie! O gustare? Da! Se întâmplă să am un croissant! Acesta e prea moale! Iată! Un croissant vechi! Perfect! Atât de delicios! Cum se poate? Ce să fac în continuare? Fugi! Eu zic să-i lovim cu o cărămidă. Pa! Unde te duci? E o parolă! Dar nu mi-amintesc! Hei, prieteni! Comentați mai jos cu codul de acces! Vă rog! Nu fugi! Unde e? Dragostea mea, ai venit! Ce? Destul! Au! Ce faci? Te invit la cină! Un pahar de lapte! Mulțumesc pentru ajutor! Pentru numele lui Dumnezeu!
Așa este, o vază. Perfectă pentru florile tale. Adorabil. Atât. O să dansez cu tine? Ce se întâmplă? Un dans? Ce faci? Hei, prieteni!